Nu-mi face plăcere să repet un lucru pe care îl știe toată lumea. Îl știu în primul rând fermierii din România, și anume nu se poate face performanță în România sau în orice țară a lumii, mai mult sau mai puțin dezvoltată, fără a face cercetare, fără a ține pasul cu aceste, să le spunem, creații, aceste rezultate ale cercetării. România, în câteva sectoare, are activitate de cercetare, dar nu este capabilă să pună în practică acest lucru. Avem câteva stațiuni în țară care nici eu nu știu cum au scăpat de la faliment, și pe această listă, undeva la loc de cinste, aș trece stațiunea de cercetare-dezvoltare pentru creșterea bovinelor de la Arad. Îl am lângă mine pe domnul economist Gheorghe Săplăcan, care este directorul acestei stațiuni. Bună ziua și vă mulțumesc că ați acceptat să discutăm și astăzi despre cercetare. Un subiect care, nu știu, cred că vă dă și satisfacție, dar vă dă și fiori în același timp, pentru că în România este din ce în ce mai greu să faci cercetare, pentru că lipsesc bani. Iar cercetare fără bani, fără specialiști, fără dotare, din câte știu eu, nu prea se poate. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Bună ziua tuturor crescătorilor de bovine din România. Bună ziua tuturor agricultorilor din România. Mă bucur că încă s-a ajuns, nu prea târziu să zicem, la concluzia și ideea că agricultura este ramura de bază a economiei românești și este un sector care își aduce contribuție semnificativă la PIB-ul țării. Dar întrebarea mea este, oare a ajuns toată lumea la această concluzie? Oare guvernanții, oare politicienii români sunt conștienți de acest lucru și au măcar intenția ca în perioada următoare să-și schimbe puțin viziunea, să-și schimbe puțin atitudinea față de cercetare? Au înțeles că, de fapt, cercetarea este vitală și este, de ce să nu o spunem, și aducătoare de bani, și aducătoare de profit? Eu cred că da, pentru că în ultimii 2 ani, de când la Ministerul Agriculturii a venit domnul Daniel Constantin, se vede clar că se acordă un sprijin mai mare agricultorilor și dacă numai ne gândim la subvențiile pe care le primesc, le primesc cel puțin la timp și au crescut de la un an la altul destul de semnificativ și politicile agricole sunt, mă gândesc, spre binele agriculturii românești. Pentru că v-am mai spus-o și am spus-o și o repet, țara, poporul care reușește să facă mâncare, guvernul care reușește să asigure mâncare pentru poporul său, este un guvern câștigător. Trebuie să ne gândim, populația globului crește și, pe primul loc, totdeauna este aerul, apa și mâncarea. Fără astea, dezvoltare umană sau dezvoltare pe toate planurile nu există. Referitor la cercetarea agricolă, sigur că pași mărunți în ultima vreme s-au făcut, dar institutele și stațiunile din România, doar ele știu cum au supraviețuit, pentru că finanțare pentru cercetarea agricolă în ultimii ani, să nu zic în ultimii 25 de ani, a lipsit cu desăvârșire. Fiecare institut și stațiune s-a descurcat cum a reușit, cum i-a ajutat Dumnezeu, cum au gândit economic și cum și-au făcut calculele de pe o zi pe alta. Pentru că trebuie să fim conștienți că la ora actuală, când lumea este în continuă mișcare, fără cercetare și fără progres, nu există progres fără cercetare și ca să ajungi la progres trebuie să cercetezi. Orice s-a descoperit în lume, cercetarea a venit și și-a adus contribuția la descoperirile din diferitele domenii. Vorbim despre cercetarea agricolă și în special despre cercetarea în domeniul bovinelor. Stațiunea de la Arad, spre deosebire de anul trecut, a reușit să supraviețuiască și să fie în echilibru financiar. Sigur că datoriile curente există, sperăm că până la sfârșitul anului și Ministerul și Academia, sau Academia și apoi Ministerul să se gândească să acorde un sprijin stațiunilor și institutelor pe care și le dorește să mai rămână, pentru că am înțeles că se lucrează la un plan de reorganizare a cercetării agricole în paralel cu cine rămâne și cine nu rămâne, ce păstrăm, ce nu păstrăm. Sigur că poate că mulți nu știu că s-a finalizat inventarierea terenurilor agricole pe lege 165 și din nou ridic mingea la fileu guvernanților noștri
și politicienilor noștri, pentru că foarte multă lume și-au pus ochii pe terenurile pe care stațiunile și institutele le mai au și dacă și aceste terenuri care au mai rămas cercetării agricole dispar, probabil că în viitor vom importa cercetare și vom renunța la cercetarea agricolă a țării. Ceea ce mă gândesc că nu se va întâmpla totuși în ceasul al 11-lea guvernanții și cei care țin în mână frâiele agriculturii românești vor lua măsurile corespunzătoare. Noi am intrat cam abrupt în acest subiect pentru că, credeți-mă, îmi dă așa fiori în momentul în care știu ce se întâmplă în România la acest capitol. Am discutat și cu alți directori de stațiuni și foarte mulți erau supărați, foarte mulți se temeau de ziua de mâine. Își puneau exact această întrebare, cum pot să mă dezvolt în condițiile în care nu am acces la finanțare, nu știu cât din patrimoniu va mai rămâne după procesul pe care l-am mâine sau pe care l-am în perioada următoare. V-aș invita să le prezentăm în câteva cuvinte celor care nu știu că la Arad există o asemenea stațiune performantă, să le prezentăm așa în mare această stațiune, să le spunem ce ați reușit dumneavoastră la ora actuală să salvați și respectiv să creați, pentru că ați făcut un lucru bun, ați salvat o stațiune care putea să fie la ora actuală în faliment, dar în al doilea rând, împreună cu colaboratorii dumneavoastră, ați construit, ați dezvoltat această stațiune și, din câte știu, ați obținut diverse premii, diverse titluri în ultima perioadă și asta înseamnă că acolo, la Arad, ați făcut un lucru bun și noi românii, în special cei care se ocupă de agricultură, mai avem și asemenea lucruri frumoase cu care ne putem mândri. Sigur că stațiunea din Arad, ca și atestare documentară, există din 1893, când a fost înființată prin hotărârea regelui Carol de la vremea respectivă și a primit în administrare la vremea respectivă 600 de hectare. După aceea... Le mai are? Stațiunea la ora actuală, ca să începem de aici, deține în administrare domeniul public al statului, încă 1040 de hectare, care prin cadastrul general pe care primăria Arad l-a făcut, sunt întabulate statul român în administrarea directă a stațiunii și sperăm să rămână așa, și un efectiv de 700 de bovine cu 350 vaci cu lapte din două rase, fond genetic al țării, rasa bălțată românească și rasa brună de Maramureș. Ne mândrim că am reușit să păstrăm acest efectiv. Nu este ușor, pentru că am mai spus-o și o repet și le spun multora care se pricep la agricultură, vaca nu știe să citească ziarul și la vacă nu ești domn, ci ești slugă. 365 de zile din 365 de zile trebuie să fie acolo, să primească mâncare, să fie mulsă, să aibă starea de sănătate corespunzătoare, să-i asigure în fiecare clipă tot ceea ce are nevoie dacă aștepți performanță de la ea. Sigur că legat de modul cum am reușit să supraviețuim, a fost o bătălie foarte mare, cel puțin în ultimii 20 de ani, pentru că stațiunea se află la marginea orașului Arad, deci are terenurile în municipiu Arad, sunt terenuri valoroase, terenuri pe care trece autostrada Nădlac, probabil București, și o parte din terenuri, datorită eforturilor noastre, au fost transmise CNADNR-ului gratis, deci din administrare publică, stațiune în administrare publică CNADNR-ul, fără nicio despăgubire, pentru că știu cei sau de la... Sau măcar o compensare. Și am avut, spre exemplu, spre dezamăgirea mea și nu pot să nu mă exprim aici, proces cu CNADNR-ul, stațiunea, după ce le-a retrocedat, le-a pus la dispoziție 57,6 hectare gratis, pe o investiție de 8-9 hectare de lucernă pe care au distrus-o, le-am cerut despăgubiri în ceea ce privește investiția pentru cultura de lucernă, pentru că nu înființez o cultură de lucernă pentru un an, doi, ci pentru 7 ani. Iar dacă statul a hotărât că este de interes național construcția autostrăzii, conducerea stațiunii, și eu am înțeles asta și
nici nu s-a pus problema să nu le acordăm tot sprijinul și terenul, dar după aceea de 3 ani ne judecăm pentru despăgubirile de 200.000 de lei pentru această suprafață pe care ei ne-au distrus-o și care la început au fost de acord. După aceea acum am ajuns cu procesul să ne recuperăm paguba, o parte din pagubă, la Înalta Curte de Casație și Justiție. Și sigur că sunt supărat din acest punct de vedere, pentru că noi suntem a statului român. Autostrada este a statului român. Investiția s-a făcut din fondurile proprii ale stațiunii, nu din credite bugetare. Pentru că trebuie să înțeleagă lumea și trebuie să înțeleagă și cei care nu știu, stațiunea la ora asta se autofinanțează. Ce înseamnă? Adică își asigură toate sursele financiare din producția proprie, lapte pe care îl vinde în urma, pe care îl obține de la animalele pe care le are în exploatare, junici gestante, pentru că ăsta este rolul stațiunii. Crescătorilor privați, junici gestante cu fond genetic valoros pentru a îmbunătăți șeptelul de bovine pe care țara noastră îl are. Sigur că sunt bucuros, spre exemplu, pot să vă dau aici un exemplu. Ieri am vândut ultimele 10 junici gestante pe care le-am avut în program să le vindem anul ăsta. Sigur, prețul este, mulți zic că este un preț mare, 6200 plus TVA-ul, comparând cu junincile gestante din Austria, Elveția, Germania, nu este un preț mare, pentru că animalele sunt valoroase și au în ele genetică. Ori le-am mai explicat multor crescători, timp de 3 ani de zile, un crescător de bovine investește vițica de la fătare până ajunge să-ți dea primul litru de lapte, tu doar investești în ea, cheltuiești cu ea. Și atunci, sigur că în momentul în care o scoți de gestantă la vânzare luna a patra până luna a șasea, asta este programul stațiunii, sigur că li se pare o sumă mare. De ce? Pentru că stăm să analizăm, crescătorii de bovine nu sunt oameni bogați și agricultorii în general, agricultori nu sunt oameni bogați. Ei muncesc foarte mult să supraviețuiască, să-și asigure traiul de la o zi la alta și mai nou sunt bucuroși când au fel de fel de programe pe care le pot accesa și mai pot primi și fonduri nerambursabile să-și dezvolte fermele lor. Stațiunea din totdeauna a luptat să își mențină acest efectiv, revenind la efectivul și la cum a supraviețuit stațiunea de la Arad, pentru că în 1996 stațiunea avea 42 de bovine și de acolo am pornit. De atunci sunt la stațiune din 1996, e adevărat, am fost contabil șef 18 ani, dar frâiele economice le-am avut în acești 18 ani și am știut cum să stăm și cum să ne gospodărim, să fim în echilibru financiar, să nu avem datorii la stat, deși piedice în această perioadă, pot să scriu 7 romane vis-a-vis de procesele pe fond funciar sau procesele de ce ne mai trebuie stațiune la Arad în apropierea orașului, de ce să nu tăiem animalele, de ce să nu luăm terenul și să-l împrăștiem și să-l dăm samsarilor de teren sau, pentru că este un teren valoros, niciodată factorii politici locali nu au știut ce stațiune au lângă municipiul Arad. Și cât este de valoroasă. Exact. Dar noi mergem înainte, am mers înainte și mergem înainte pentru că unii mai avem puține ani de activitate, suntem spre final de carieră, lăsăm ceva în urmă și sperăm că ceea ce vă spun eu aici va ajunge și la urechile guvernanților noștri și la Ministerul Agriculturii și la alți factori de răspundere și se vor gândi că nu poți face cercetare fără finanțare, nu poți să te dezvolți fără investiții. Ori dacă eu reușesc să supraviețuiesc, nu pot să mă dezvolt. Ce înseamnă? Marea majoritate a tractoarelor cu care lucrez sunt universal 650, au 30 de ani, iar surse de finanțare și de investiții,
din investițiile proprie, sigur că am reușit, n-am stat pe loc, am cumpărat și noi un tractor din surse proprii, am cumpărat plug, am cumpărat semănătoare pentru păiasă, semănătoare pentru porumbă, avem combinele românești, dropia pe care le-am cumpărat într-un alt proiect în care o parte am finanțat noi, o parte a venit de la Ministerul Agriculturii, că n-ai putut atunci să achiziționezi decât combine românești, dar cu care ne descurcăm și lucrăm aceste 1040 de hectare. Legat de ce avem în perspectivă, avem două laboratoare performante de genetică, unde colegii mei și în special secretara științifică vă va povesti despre temele de cercetare pe care le avem în derulare. Sigur că ele sunt teme complexe și... Ascultă. Și sperăm să aibă un impact pozitiv asupra viitorului sectorului zootehnic din România. Știți ce aș vrea să vă întreb? Cei care lucrează într-un anumit domeniu, în cazul de față, lucrați în cercetare, eu sunt convins că știți ce se întâmplă dincolo de frontierele României. Haideți să facem o scurtă comparație între stațiunea de la Arad și o anumită stațiune dintr-o țară vecină. Ce diferențe există și de ce acolo se poate face cercetare mult mai ușor? De ce noi românii încă nu știm să intrăm, aș spune, o normalitate, pentru că a avea cercetare, a avea un sector de cercetare, înseamnă în primul rând normalitate. Am intrat în Europa, de eu cred că trebuie să intrăm în Europa și din acest punct de vedere al mentalității și al atitudinii pe care o avem vis-a-vis de cercetare. Și când spun a mentalității, eu nu mă refer doar la mentalitatea guvernanților, ci mă refer și la mentalitatea pe care ar trebui să o aibă, ar trebui să se modifice a fermierilor din România, poate în primul rând a marilor fermieri din România, și spun acest lucru gândindu-mă la faptul că în țările vest-europene cercetarea este de foarte multe ori, este susținută de beneficiarii cercetării, beneficiarii direcți, adică în primul rând de aceste ferme care sunt specializate în cazul de față în creșterea animalelor. Haideți să facem așa o scurtă comparație cu plusuri și minusuri pe care le avem, pentru că eu sunt convins că avem multe minusuri, dar poate avem și câteva plusuri cu care să ne putem mândri. Sigur că da. Comparând stațiunea de la Arad cu alte stațiuni din Austria, Elveția și Germania și Ungaria, cu care noi avem colaborări și schimburi de vizite și schimburi de păreri și de teme de cercetare, cei din vest, dacă analizăm, cercetarea stațiunilor și institutelor din vest este 100% asigurată prin bugetele statului, prin creditele bugetare pe care ei le primesc. Ei nu trăiesc cu grija cum îmi plătesc salariile și cum îmi plătesc personalul mâine. Ei au tema să cerceteze, să-și ducă la bun sfârșit temele de cercetare, proiectele pe care le au. În schimb, noi la Arad, sigur că suntem mândri că putem concura cu ei în ceea ce privește valoarea fondului genetic pe care îl administrăm și pe care îl avem, pentru că am avut și avem în continuare multe schimburi și multe vizite la care vin crescători de animale din Austria, din Germania și nu cred că încă mai există în România stațiune cu 700 de animale și vin și îmi cer voie să vadă tot ce se întâmplă în stațiune și nu le vine să creadă când se duc și văd junincile noastre gestante care sunt la nivelul lor sau mai sus de nivelul lor, pentru că și noi facem cercetare și aplicăm toate descoperirile în genetică și folosim materialul biologic cel mai performant, de aceea mă și aflu astăzi la Semtest BVN, cu care avem o colaborare încă de foarte mulți ani și care ne asigură și noi putem să folosim cei mai valoroși tauri a lor, pentru că nu toată lumea poate să cumpere cel mai valoros material, pentru că, după cum știți, aceste materiale sunt plătite, deci sperma și paetele sunt plătite de către stațiune.
mai nou și acțiunile sanitar-veterinare sunt suportate și plătite din fondurile stațiunii. Controlul producției de lapte, 30% îl suportă stațiunea. Sigur că ne dorim și am observat că ministerul și suntem convinși că și Ministerul Agriculturii gândește să ne acorde sprijin. Dar asta este diferența între o stațiune de afară și o stațiune din România. Ei au asigurate finanțarea de la stat și au salarii care sunt atractive. Și ce înseamnă atractive? Dați-le celor care ne urmăresc câteva exemple ca să înțeleagă că drumul până în Ungaria sau drumul până în Austria, în anumite condiții, în anumite situații, este foarte lung. Sigur că da. Cum pot eu la stațiunea din Arad mă lupt de ani de zile să atrag cercetători, medici veterinari tineri, ingineri agronomi tineri ca să asigur schimbul de mâine, când salarul pe care pot să îl dau este 1000 de lei? Păi 1000 de lei îmi spune, vine și îmi râde nas și îmi spune, domnule, dumneata, vrei să vin la 5 la fermă și să mă duc seara la 7 când se termină mulțul pentru 1000 de lei? Ori aici este durerea mea cea mare. Nu pot să-i plătesc angajații stațiunii după munca pe care o prestează și după valoarea muncii pe care o prestează ei, pentru că stațiunea este instituție publică a statului, este adevărat, cu finanțare proprie și credite bugetare. Creditele bugetare lipsesc cu desăvârșire, iar grila din domeniul public de salarizare este aceea și la stațiune, pentru cercetători, pentru personalul de execuție. Am reușit să rezolvăm problema muncitorilor, mulgătorilor și a celor care lucrează în producție direct în biobaza zootehnică și în biobaza vegetală, pentru că am reușit să obținem cu sprijinul Academiei și a Ministerului Muncii și Protecției Sociale plata în acord pe tarife, pe care, sigur, fiecare cât muncește la plata în acord, atunci atâta câștigă. Dar cu celălalt personal, cu personalul auxiliar, este foarte greu să aduci un specialist în cercetare astăzi datorită acestui impediment, salarizarea. Omul te întreabă, eu știu să fac asta, sunt doctor în științe sau mă pregătesc să mă realizez un doctorat, ce salariu primesc? Și din păcate este o mare durere a întregii cercetări agricole românești. Acum, mie îmi face plăcere să dialoghez cu dumneavoastră pentru că văd și constat că stăpâniți cele două domenii, partea tehnică pe de o parte și pe de altă parte sunteți și economist și este normal și îmi face plăcere să discutăm și despre sau să privim acest fenomen și dintr-un unghi mai degrabă economic, financiar. În ultima perioadă, datorită pretențiilor tot mai mari pe care le are comunitatea europeană, vis-a-vis de calitatea laptelui, sunt foarte mulți fermieri care, nu știu, au fost convinși sau poate au ajuns ei la această concluzie că este mult mai bine să ai animale de carne și să renunți la producția de lapte. Alții merg pe o cale de mijloc, adică preferă animalele care sunt și bune pentru producția de lapte, dar în același timp au și un randament relativ bun de carne. Aș vrea să vă întreb care din cele trei variante considerați dumneavoastră că au șanse să fie de viitor în România și ar trebui să fie în primul rând în atenția tinerilor fermieri. Pentru că există o altă, să-i spunem, modă care a fost în și care există la ora actuală, care a venit în ultima perioadă, în special de la cei plecați în străinătate. Au ajuns acolo, unii dintre ei chiar au ajuns să lucreze la asemenea ferme și au înțeles ei că dacă aduc rase din Occident, noi putem să facem performanță în România și atunci mulți au renunțat la, să zicem, acele rase de animale tradiționale. V-am pus două întrebări și o să vă rog să ne faceți să înțelegem în mod concret ce avem de făcut, ce este bine să facem, pentru că eu cred că fiecare variantă are și avantaje și dezavantaje. Dar important este să ascultăm ce ne spune specialistul. M-a surprins cu cele două întrebări, nu mă așteptam să mi le puneți. Pardon. Sigur că sunt două întrebări de actualitate. Încotro ne îndreptăm, vaca de lapte sau vaca de carne? Păi eu totdeauna am fost în echilibru și vaca de lapte
și vaca de carne. Pentru că totdeauna dintr-o vacă de lapte faci carne, dar dintr-o vacă de carne nu o să faci lapte niciodată. Ori se știe, alimentul de bază a românului a fost pâinea și laptele. Și referitor la aceste două variante, pot să vă spun că mi-am finalizat teza de doctorat printr-o cercetare cu privire la elaborarea unei tehnologii genetice de producerea cărnii de taurine. Și ca să mă explic aici, am făcut o experiență într-o perioadă de 5 ani, în concluzii am demonstrat că atunci când o bălțată românească ajunge la capătul producției sau ciclului de viață, mai poți obține unul sau doi hibrizi de carne. Ce am făcut în acest sens? Pe câteva animale le-am debălțată românească, șasea lactație, datorită faptului că a scăzut producția de lapte, le-am însămânțat cu alb-albastru belgian. Eu am avut surpriza plăcută de a obține de la una, doi produși F1 masculi și ca și temă, sigur că vaca de carne a luat o amploare în România datorită faptului că în zonele defavorizate, în zonele de munte, unde crescătorii de bovine nu mai pot produce lapte conform, pentru că fiind în comunitatea europeană, dumneavoastră știți ca și mine și toți crescătorii știu că laptele trebuie să fie conform cu normele europene. Și atunci au dispărut centrele de colectare și omul, românul inventiv, se reorientează. Și atunci sigur că se îndreaptă spre vaca de carne, pentru că îi aduce un profit mai mare și sigur laptele pe care îl obține îl valorifică în creșterea tăurașilor hibrizi sau în rasă pură mai puțin, pentru că vedeți dumneavoastră, exemplarele de carne sunt destul de scumpe și crescătorul român e sărac. Oricât ne-am ascunde și oricât am spune, asta este situația la ora actuală. Deci poziția mea ca și specialist este și vaca de lapte și vaca de carne, pentru că am explicat, din lapte poți face carne, din carne lapte niciodată. Și nu se poate renunța la vaca de lapte în favoarea vacii de carne. Ele trebuie să fie într-un echilibru permanent. Sigur că amploarea și totul duce spre a obține mâncare, mâncare, mâncare și carne de calitate superioară. Dar părerea mea actuală este, trebuie să le echilibrăm cele două, lapte și carne. Și să le dezvoltăm în funcție de zona unde ne aflăm și de posibilitățile financiare pe care le are fiecare crescător de bovine. Bun. Ce facem cu a doua întrebare, respectiv rase importate și rase autohtone? Pentru că a apărut o modă, am văzut chiar o asociație a celor care aduc rasa Angus sau, mă rog, alte rase din Occident și se pare că unii fermieri deja au fost convinși că este varianta cea mai bună și este strada cea mai bună. Acum, eu nu aș vrea să se înțeleagă că eu sunt împotriva importurilor. Nu, trebuie să aducem, trebuie să creștem tot ceea ce dă un randament bun și tot ceea ce are asigurată desfacerea în România. Niciodată n-am fost împotriva progresului, totdeauna l-am susținut și nu sunt împotriva importului de rase de carne. Dar trebuie să fim conștienți că ceea ce ne-a dat natura, ceea ce ne-a dat Dumnezeu, rasele autohtone, trebuie să le păstrăm și să le dezvoltăm, că sunt rasele noastre. Și bălțata românească, și bruna de Maramureș, și pinzgau, și toate cele rase autohtone pe care le avem. Sigur, că sunt, așa e, să facem parte din comunitatea europeană, lumea se mișcă și se orientează în direcția de a obține profit cât mai mare. Unii crescători de bovine care s-au reorientat, dar n-au renunțat în totalitate și la vaca de lapte, sigur și-au cumpărat după posibilități animale din rasele Aberdeen Angus, din rasa Limousin, Charoleză, dar părerea mea este cea mai, și pe care o susțin și pe care o pot demonstra, este să obținem hibrizi din rasele autohtone cu rasele de carne de afară.
Exact cum v-am spus, animalele noastre, bălțata românească, bruna și celelalte, pot fi însămânțate cu rase de carne și obținem hibrizi de carne, cu laptele pe care nu-l putem valorifica datorită faptului că nu este conform, obținem animale de carne, le creștem și le valorificăm la un randament și la un preț superior, pentru că carnea are o altă calitate și este foarte căutată. De aceea a luat o amploare și importul de animale bovine de carne. Niciodată n-am să renunț la rasele autohtone și niciodată n-am să renunț la ceva ce este românesc. Am văzut cu câtă bucurie guvernanții se lăudau că fermierii români, România are o oportunitate să facă export în China. Și să facă export în China. Și nu odată am stat și m-am gândit de ce trebuie să exportăm animale vii, de ce nu putem să exportăm produse procesate. De exemplu, eu aș fi mai degrabă interesat să export brânză de calitate foarte bună, alte sortimente, alte preparate din lapte și să nu exportăm acest nucleu pe care îl mai avem de bălțată românească. Și în al doilea rând, aș vrea să vă întreb de ce chinezii s-au îndrăgostit de bălțata românească și de ce nu preferă rasa Angus din alte zone ale Europei, pentru că am văzut că există un mare interes și pentru importul de tăuraș și pentru importul de vaci din această rasă bălțata românească. Sigur că dacă stăm să analizăm, China este cea mai mare putere mondială. Dar când au venit în România și au vizitat întreaga țară și au văzut cum se comportă bălțata românească, ce calități are, este rasă mixtă, lapte, carne, s-au îndrăgostit de ea, este o rasă care nu este atât de pretențioasă ca și rasele de carne, este o rasă pe care se pretează în creștere și la ei ca și la noi și au analizat ei, fiți convinși, pe plan mondial ce s-ar preta mai bine în China, rasele din România, bălțată românească, sau rasele de carne din altă parte. Sigur, rasa bălțată românească se aclimatizează mai ușor și le-am spus și sprijin și pe crescătorii de bovine care doresc și stațiunea are posibilitatea să se le vândă junici gestante, pentru că nu poți compara niciodată o bălțată românească produsă aici, aclimatizată aici, învățată cu furajele de aici, cu fauna de aici, cu ceea ce se produce aici, una adusă din Austria, crescută în alte condiții, până reușești să o aclimatizezi, îți dai seama că deja ai pierdut un ciclu de producție sau nu se poate aclimatiza. De aceea apreciez orientarea chinezilor spre România de a duce de aici junici gestante de bălțată românească. Sigur, în limita posibilităților și în limita în care crescătorii și cei care se ocupă și pot să-și valorifice junincile gestante la un preț bun, asta în final fiecare crescător, rezultatul final se vede în rezultatele financiare a fiecărui an și atunci mi se pare o oportunitate pentru noi crescătorii de rase bălțată românească să putem să exportăm junici gestante în China, în limita în care ne permite și reforma pe care o facem și plusul de junici pe care le putem asigura și le putem exporta în China. Fiecare își face calculul economic după cu posibilitățile lui și ajunge la concluzia: măi frate, mi-a ajuns cuțitul ăsta să vând 10 junici gestante sau 20 de junici gestante că nu mă pot dezvolta sau nu pot supraviețui. Poate lua această hotărâre și este o oportunitate decât să o dai la sacrificat. Este mai în regulă să o montezi și să o poți vinde gestantă la un preț superior și un preț valoros. Eu aș vrea să vă dau bastonul de tânăr fermier, de absolvent de facultate și aș vrea să vă pun pentru câteva minute în această postură de om care a terminat, de exemplu, zootehnia la Timișoara, la Cluj, la Brașov sau la București și care trebuie să facă ceva în viață. Haideți să ne imaginăm că aveți această diplomă și că aveți, desigur, experiența de la această vârstă. Vă rog să-mi spuneți ce ați face, care sunt primii pași
pe care i-ați urma, primii pași care trebuie să ducă la performanță în acest sector. Eu cred că în România se poate munci încă mult, eu cred că România oferă foarte multe oportunități, dar ne lipsește ceva, ne lipsește experiența celor mai în vârstă, desigur ne lipsesc și fondurile, desigur ne lipsesc foarte multe, dar totuși, cu experiența de astăzi, dacă ar fi să faceți acest pas mâine, ce ați face, spre ce v-ați orienta și cum ați construi o afacere gândindu-vă la câteva etape. Pentru că bănuiesc că nu o să mergeți la bancă să luați ca tânăr fermier 2 milioane de euro pentru că nu vă dă nimeni. Trebuie să urmați niște pași, trebuie să aveți o strategie. Sigur că dacă astăzi aș avea vârsta unui tânăr absolvent sau aș fi absolvent de zootehnie sau medicină dar veterinară. Experiența de acum. Cu experiența de acum, primul și primul lucru, m-aș gândi ce sprijin am de la familie. Am terminat zootehnia, sunt inginer zootehnist, m-am pregătit pentru acest domeniu. Provin dintr-o localitate unde părinții mei au teren. Spre exemplu, primul lucru m-aș gândi să-mi fac o fermă și să mă stabilesc aici, pentru că aici m-am pregătit. Și aș vedea în funcție de posibilitățile pe care le am. Sigur că un tânăr fermier poate porni de la 5 capete, de la 10 capete, în funcție de posibilitățile lui financiare. Exact cum ați spus, nimeni nu o să-ți dea de la bancă ție un credit tânăr absolvent. Dar dacă ai și sprijinul familiei și ai curaj și ai drag de specia asta bovină, primul lucru care mi l-aș face ar fi să-mi întemeiez o fermă de bovine. Undeva la țară, statul acordă sprijin tinerilor, după cum se știți, prin programele care se derulează prin Ministerul Agriculturii, se acordă sprijin, se acordă finanțare nerambursabilă în limita a cât a stabilit Ministerul Agriculturii și Guvernul și a posibilităților, dar nici într-un caz nu aș pleca din această țară, pentru că aici este loc pentru toți. Și mai ales în agricultură, cum românii sunt muncitori peste tot, uitați-vă în întreaga lume, unde vedeți români, au să vedeți rezultate și succes pe toate domeniile, pentru că românul este învățat să muncească, românul are bun simț și românul știe să aprecieze când obține o performanță și un rezultat. Și în primul și în primul rând este un, cum să vă spun, un bun administrator a averii sale. Pentru că noi românii, când pornim în viață, primul lucru ne gândim la casă. Să avem o casă, să ne întemeiem o familie, să avem o afacere proprie din care să putem prospera. Și sigur că atunci, ca și cu experiența mea de acum, acolo m-aș gândi. Primul lucru, mâine mi-aș face ferma privată și pas cu pas, pentru că și noi, de-a lungul vieții, n-ai ajuns unde ești astăzi, ieri ai fost într-o situație și prin teleportare, prin salturi mortale. Exact, peste noapte te-ai teleportat și ești mare crescător și mare sfătuitor în domeniul creșterii bovinelor. Asta se face în timp, cu dragoste, cu muncă, cu greutăți, cu suișuri, coborâșuri, cu obstacole, dar un luptător totdeauna învinge. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat acest dialog și sunt convins că cei care sunt interesați, în primul rând să-și cumpere juninci gestante, în al doilea rând să obțină consultanță, sunt convins că vor veni și la Arad, pentru că este bine atunci când vrei să faci performanță într-un anumit domeniu, să te duci la sursă, să te duci acolo unde sunt oameni foarte bine pregătiți și unde ai ce învăța. Eu sunt convins că vor veni mulți tineri, poate și absolvenți de facultate din zona Aradului și care vor crea în perioada următoare asemenea afaceri profitabile. Vă mulțumesc și vă urez mult succes! Și dumneavoastră! Și stațiunea de la Arad este deschisă tuturor celor care doresc consultanță, celor care doresc sprijin în limita legală care le putem acorda, consultanța și orice sprijin nu costă nimica. Suntem mândri că le putem acorda, că ăsta este rolul unei stațiuni, să acorde sprijin crescătorilor privați. Vă mulțumesc! Îl am lângă mine pe domnul Ioan Buda, un operator din județul Maramureș. Bună ziua! Bună ziua, noastră, spectatorilor! Am înțeles că sunteți premiant, ați primit azi și un premiu. Da, al doilea an consecutiv primesc premiu pentru
Și sper să nu fie ultimul. Nu, și eu sper la anul să fie mai mare premiu. De cât timp faceți această activitate în județul Maramureș, și respectiv aceea de însămânțător? Anul ăsta am împlinit 38 de ani de muncă, de când lucrez în însămânțări și în medicină veterinară, sunt asistent medical la Circa Cupșeni. Acum, eu înțeleg că dumneavoastră v-ați învățat foarte bine lecția, știți ce aveți de făcut, sunteți un exemplu și pentru medicii veterinari și pentru tehnicienii din zonă. Dar aș vrea să discutăm un alt aspect. În ce măsură crescătorii de animale, în ce măsură fermierii din județul Maramureș și respectiv din zona dumneavoastră de activitate au înțeles acest lucru? Au înțeles că însămânțarea de calitate, făcută cu material biologic de înaltă calitate, este unul din elementele cele mai bune, din elementele de bază ale progresului în acest domeniu, respectiv creșterea bovinelor. În zona unde îmi desfășor eu activitatea, cam 80% din însămânțările sunt însămânțări artificiale. Acum lumea se axează pe însămânțări cu rasă de carne, pentru că desfacerea e asigurată la 6-7 săptămâni, predă vițelul la achizitori la 180-200 de mii pe kilo viu, sau, mă rog, banii vechi, și mai puțin pentru rasele de mixte încă se folosește bălțata românească foarte mult, Brună de Maramureș a pierdut teren în zonă. De ce? E mai rentabilă bălțata românească, probabil și valorificarea și furajelor și valorificarea produselor e mai... Brunul de Maramureș nu mai achiziționează nimeni, nici cresc, nici intermediari, nici pentru îngrășare nu se mai folosește aproape deloc. O să vă rog să-mi spuneți dacă în zonă există asociații puternice, dacă oamenii au înțeles că fără o asociere corectă, fără o asociere în aceste forme, mă refer aici și la camere de comerț și la asociații de profil, nu se poate face performanță. Dacă au înțeles acest lucru. Da, avem Asociația Crescătorilor în Comună, afiliați la Federația APA Transilvania, care e reprezentantul nostru la nivel național, pe doctorul Claudiu Frânc, e președintele Asociației Generale a Crescătorilor de Bovine și colaborăm foarte bine cu dumnealor în ce privește, în special, sfaturile tehnice, problemele tehnice. În rest, materialul BVN Târgu Mureș e partenerul. Știe ce are de fapt. Da. Și eu anual fac în jur de 2000 de însămânțări și material de aici de la dumnealor, rezultatele sunt foarte bune și în continuare numai cu dumnealor vreau să... Bun, o să vă rog să-mi spuneți ce facem cu cei aproximativ 20%, pentru că ne spuneați că cam 20%, în special, sunt oameni, sunt crescători de animale din zone mai izolate, din sate mai îndepărtate ale județului Maramureș și nu numai de aici, pentru că acest fenomen constat că există și în alte zone ale României. Ce facem cu acești 20%? Pentru că eu cred că dacă 80% dintre fermieri fac performanță, 80% dintre fermieri au înțeles că nu se mai poate cu metode tradiționale, eu cred că trebuie să facem ceva, trebuie să le transmitem un mesaj clar, trebuie să le spunem adevărul și celor care până la această oră încă nu au înțeles prea bine ce trebuie să facă. Acum, inevitabil, procentul ăsta se diminuează. Au venit tineret care a fost plecat în străinătate, în Spania, în Italia, în Germania. O vin acasă și cresc de la 10 capete de bovini în sus. Ăștia sunt la punct cu tehnica și apelează la însămânțări. Chiar acum au solicitări din partea unui tânăr să preiau material din rasa Angus. El are câteva bovine, vrea să le însămânțeze cu Angus, să obține niște metiși în continuare. Altceva, la nivelul comunei, unde sunt 4 sate, eu mă deplasez cu mașina la domiciliul lor. Pe oricare munte, am o mașină 4x4 care oriunde mă duce și facem însămânțări. Ăștia, procentul ăsta, în zona unde sunt vacile plecate la pășuni, acolo, mă rog, unde nu e acces auto și ăștia, cam ăștia e cu procentul de care nu fac însămânțări. Totuși 20% este un procent destul de mare. Ăsta e procent, eu m-am luat pe an. Deci în perioada asta de vară e procentul, în perioada de stabulație, când vin vacile acasă, e aproape 0% de muntă naturală.
Bun. Ne spuneați că există această tendință și să știți că nu numai în județul Maramureș, ci în general în toată România, în primul rând datorită pretențiilor tot mai mari referitoare la calitatea laptelui. Știți că e vorba și de acel procent minim de celule sau maxim de celule somatice și așa mai departe. Deci, în general, aceste cerințe de calitate îi determină pe fermieri să cam renunțe la vacile pentru lapte și să se îndrepte spre obținerea de viței care să fie destinați, în primul rând, valorificării pe piața producției de carne. Ce facem? Pentru că dacă mergem în acest ritm, ne vom trezi că nu mai avem lapte. Vom recurge la importul de lapte. La noi, în zonă, rasele mixte, în special. Rasa bălțată românească e o rasă mixtă și pentru carne, excepțională, și pentru lapte, și nu se pierde. Nu-i problemă de valorificare, de lapte, de cantitate. Problema de valorificatul laptelui, la prețul care se plătește acum și la devine din ce în ce mai puțin rentabil, ori tinerii care vin din Occident vin cu mentalitatea profitului. Da, vedeți, asta, dacă vin din Occident, de ce nu vin și din acele zone în care se obțin din lapte produse foarte valoroase? Pentru că noi tot discutăm de producția de materie primă. Noi românii tot învățăm să facem materie primă și de cele mai multe ori obținem materie primă de calitate. Dar de ce nu facem și al doilea? De ce nu facem și al treilea pas, respectiv procesarea? Pentru că acești tineri pe care îi invocați dumneavoastră și care sunt și poate și la ora actuală la muncă în străinătate, ei trebuie să se întoarcă în România și cu această mentalitate. A obține plus valoare, a obține un profit mai mare, nu înseamnă doar să ai un efectiv mai mare, ci înseamnă să faci pasul 2. Înseamnă să obții brânzeturi, înseamnă să obții acele produse fermentate care aduc o valoare mult mai mare. Probabil că ar trebui, ca să faci producția, să valorifici producția la nivel superior, ar trebui efectiv mai mare, ori încă suntem la început cu fermele. Majoritatea familiei au una, două văcuță, mulge lapte, le predă la centru de lapte, mai primește o subvenție pentru ele, în zonă defavorizată subvenția e destul de bună și aici se orientează. Majoritatea forței de muncă de la țară e îmbătrânită. Nu își pot permite, oamenii n-au nici forță financiară, n-au nici forță fizică, să țină mai mult de două văcuță. Cu două, trei văcuță să descurcă, mai are o majoritate. Zic, astea care v-am spus că vin, îs câțiva cal. Dar încep să revină la matcă și să se ocupe de... Probabil că ei ori face și... Și acest pas. Da. La noi problema acolo în zonă nu este un abator în zona Lăpușului, nu este abator decât în Baia Mare. Acolo în Baia Mare sunt prețurile cu mâns. Transport. Transportul e mare. Vin intermediarii, e văcuța de la om și o duce acolo, sacrifică și... Vedeți, mi-asta, aminteam la un moment dat de existența acestor asociații profesionale. Dacă acești oameni, dacă acești crescători de animale și-ar înființa asociații și desigur dacă una sau mai multe asociații ar crea un abator, deci ar obține finanțare, inclusiv finanțare nerambursabilă pentru a face un abator modern, eu cred că oamenii ar avea de câștigat. Sigur, da. Și atunci cine ne oprește? Pentru că ne uităm prea mult, ne uităm prea des la guvern. Legislația asta îi cum îi, birocrația e teribilă, ne omoară până să ajungem noi acolo. Am înțeles că un abator cât de cât, care să corespundă cu în jur de la 1 milion de euro, nu m-am vis suma asta putem noi obține. Da, vreau să vă reamintesc și dumneavoastră și celor care ne urmăresc că suntem într-o perioadă în care vor veni foarte mulți bani și eu cred că și crescătorii de animale și crescătorii din județul Maramureș trebuie să viseze, pentru că banii ăștia nu sunt nici pentru guvernanți, nici pentru partide politice, ci sunt pentru cei care fac producție. Iar dacă oamenii doresc și dacă oamenii vor ca să obțină un profit mai mare, trebuie să se gândească la această etapă de procesare și la valorificarea cărnii. Cei care ne spuneați dumneavoastră, în special tinerii care vin din străinătate, dar și români care călătoresc în Occident, eu sunt convins că au intrat în magazine cu profil alimentar și au văzut ce diferențe există între prețul alimentelor din România și prețul, de exemplu, al cărnii de vițel din galantarele magazinelor din Occident. Deci este o diferență foarte mare, iar noi, dacă nu vom face activitate de procesare, vom rămâne tot la acest nivel de sărăcie. În urmă cu o lună, împreună cu un grup de fermieri am făcut o vizită în Olanda. Am vizitat 18 ferme, vegetale și animale.
am vizitat magazinul fermierilor din Olanda. Prețurile la produse, în special la produse din carne, sunt cam de 4 ori mai mari față de la noi. Rog să repetați încă o dată ca să audă românii. Cam de 4 ori sunt mai mari, dar în schimb prețul la motorină e identic. Nu pe autostradă, dar mă rog, la PECO, de o parte de autostradă, sunt prețul la motorină care e exact ca și la noi, probabil și cu ceva mai ieftin. Deci, în aceste condiții, dacă am putea să valorificăm în Olanda aceste produse, eu sunt convins că oamenii ar câștiga mult mai mult. Vedeți dumneavoastră câte avantaje ne poate aduce procesarea, câte avantaje ne poate aduce această asociere. Pentru că atunci când ești singur, ești slab. Atunci când ești asociat, ești mult mai puternic și poți să visezi mult mai frumos. Da. Acolo au făcut din agricultură o industrie. Noi de ce nu putem face? Cine ne oprește? Haideți să facem poate o... Nici nu indic. Eu aș prefera să nu facem așa ceva. Am văzut fibre de ardei de 4 metri, cu rădăcina în vată minerală și cu substanțe agricole. Eu nu cred că acolo trebuie. Noi trebuie să mergem pe agricultura tradițională. O carne de vită de... Și să o facem de nota 10. Așa. Eu bănuiesc că ați văzut și sectoare în aceste magazine în care sunt valorificate alimente bio, alimente ecologice. Și sunt convins că ați observat diferența de preț între cele normale, să le spunem, și între cele care au această etichetă de bio și care sunt cu adevărat bio. Da, acolo la bio nu are, omul de rând nu are acces la produsele bio. Acolo diferența de preț este enormă. Deci e enormă. Un produs bio e în jur de 5 până la 6 ori, poate și de 6 ori prețul, la decât unul din asta altă industrie. Ori, noi am rămas surprinși de... Am fost cu un fermier din Maramureș, care e cel mai mare fermier de la noi, din județ, cu Mătia și Ioan. Când au auzit cât îngrășământ chimic au pus la hectarul de cartofi, Ioan s-a prins cu mâna de cap. Ori, la fermă am văzut încă praz crescut în apă cu substanțe nutritive. Exact, niciun... Sere ultramoderne la care computerul dirigează tot procesul de producție. Totul. Inclusiv până era ambalată producția. Noi, îmi pare rău să o spun, dar nu ajungem mult de vreme acolo. Eu cred că noi acum avem o oportunitate, având în vedere și această, să-i spunem, modă care există în Occident de a consuma produse bio. Practic, procentul de produse bio care este consumat în Occident este în continuă creștere și dacă am reușit să producem asemenea produse, desigur nu să-i păcălim pe străini, ci să le dăm doar marfă certificată și respectiv marfă de calitate întâia, eu cred că fermierii români, indiferent că sunt crescători de animale, indiferent că au în proprietate sere sau realizează alte culturi, eu sunt convins că ar putea să obțină un profit foarte mare, adică să devină și ei niște oameni fericiți. Asta e șansa. E singura șansă. A valorifica producția bio, la noi produsele majoritatea sunt bio. Au valorifica, au certifica și au valorifica afară. Ați spus, ați rostit un adevăr. Așa este. Sunt foarte mulți oameni care obțin produse bio, dar care nu sunt conștienți de faptul că trebuie să-și certifice acest lucru. E ca și cum dumneavoastră ați venit și ne-a spune că sunteți american, dar nu aveți pașaport de cetățean american. Și atunci noi trebuie să facem acest pas și să ne obținem pașaportul. Trebuie să demonstrăm. Vedeți dumneavoastră, sărăcia și hoția din ultimii 25 de ani nu ne-a permis nouă românilor în general, fermierilor în primul rând, să chimizeze producția. Așa cum ați constatat și ați văzut dumneavoastră că se întâmplă în Olanda și aș vrea să fac aici precizarea că Olanda este țara care și-a chimizat cel mai mult agricultura și din acest motiv produsele din Olanda pe anumite piețe, de exemplu din Germania sau din alte țări dezvoltate, nu sunt primite, sunt primite cu anumite reticențe. În schimb, pe piața din Rusia, din România, poate din alte zone, aici produsele sunt acceptate. Da, ardei e uriaș. E curios, am gustat unul acolo de apă și miros de motorină. Cred că dacă vă lega cineva la ochi, nu știați ce ați consumat. Nu. Și eu am văzut diferența între o roșie olandeză și una românească. Da, eu bănuiesc că vă referiți la alea de acum 20-30 de ani. Nu. La noi, în zonă, în Maramureș, sunt producători de legume care au legume
senzaționale, incomparabile cu ce au olandezi acolo. Ei au o industrializată agricultura, 90% din producție o exportă, așa că în România, în Rusia, unde... Eu mă bucur că ați avut posibilitatea să vedeți Olanda. Este bine ca în întâlnirile pe care le aveți cu colegii dumneavoastră din județul Maramureș, la o bere, la o cafea, să le spuneți aceste lucruri, pentru că românii duc lipsă în primul rând de informație. Eu cred că informația este cea care ne lipsește și cea care ne poate ajuta să înțelegem ce se întâmplă în lume, care sunt prețurile la doi pași de noi, respectiv în Europa. Românii mai duc lipsă de specialiști la conducere. Deci la noi conducerile sunt politizate și până nu să vine fermier care știe ce să mănâncă agricultura, până când sunt numiți șefii pe criterii politice la agriculturii, eu mă îndoiesc că să fac agricultură performantă. Trebuie să mergem la alegeri pentru că nu ne putem alege conducătorii decât pe aceste căi, să le spunem, democratice. Exact. Și specialiști în România sunt, în toate domeniile. În zootehnie, în producția vegetală, dar nu-ți valorifica suficient. Vă mulțumesc foarte mult și vă urez mult succes. Cu mare plăcere, numai bine, sănătate la toată lumea.